Hristos a înviat. Încă nu sunt rusalii, am dreptul să spun lucrul acesta. Așa zice tradiția, între Paști și rusalii pot să-ți salut sau trebuie să-ți salut cu Hristos a înviat. Dar aș lăsa Paștele pentru că sunt în urmă și m-aș apropia de rusalii pentru că se apropie. Când Petru și-a terminat predica în Fapte capitolul 2, mulțimea a rămas trepunsă la inimă și a strigat: fraților, ce să facem? Ascultați ce le spune Petru, puteți citi pe ecran împreună cu mine. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Trei lucruri sunt în textul nostru important de înțeles, fiecare dintre ele. În primul rând, pocăiți-vă, le-a zis Petru, apoi e vorba de un botez în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Iar ceea ce urmează după el, dacă botezul este cel corect și dacă s-a întâmplat iertarea păcatelor, veți primi darul Sfântului Duh. Le-aș lua pe rând în dimineața aceasta. În primul rând, ce înseamnă să te pocăiești? Știu că cuvântul are o conotație peiorativă și unii spun, a, să te pocăiești este să te duci la pocăiți, să te muți de la o biserică la alta, de la o denominație la alta, de la o religie la alta, de la o tradiție la... Dragii mei, religia nu mântuiește pe nimeni. Poți să te muți unde vrei, poți să vii de unde vrei. Gardurile astea le-am ridicat noi, pe vremea lui Petru nu existau și de aceea nici n-au nici vreo valoare înaintea lui Dumnezeu. Faptul că ești baptist sau ortodox sau presbiterian sau ce-oi fi tu, nu prea contează. Nu prea contează. Și atunci trebuie să mă întorc înapoi în contextul nostru să înțeleg ce au priceput cei care au auzit acest mesaj. Imediat după coborârea Duhului Sfânt, ca niște limbi de foc peste ei, ucenicii au ieșit în piață și cei 12 s-au adunat și Duhul lui Dumnezeu l-a insuflat pe Petru să vorbească mulțimii. Și ascultați, începând cu versetul 22 din Fapte 2, predica lui. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om, dar adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul, după hotărârea și după știința lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, căci era cu neputință să fie ținut de ea. Iar în versetul 36, Petru cu toată convingerea rostește acest adevăr, să știe bine dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest om, pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas trăpunși la inimă, continuă textul, și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Le-a zis Petru. Dați-mi voie să vă descriu puțin starea de spirit din vremea aceea. Suntem în Ierusalim, în jurul anului 30 după Hristos, 33 după Hristos. Cei care aud acest mesaj erau evrei. De 16 secole se închinau lui Dumnezeu, umblau la templu, la sinagogă, aduceau jertfe. Știau toate aceste lucruri. Îl așteptau pe Mesia, pe Hristosul. Toată lumea, de la mic la mare, dacă ai fi întrebat, ar fi știut. Întreabă-o pe stricata de la fântâna Samariei. Știu care să vină Hristosul, căruia se zice Mesia. Și când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Întreabă-i pe cei învățați, întreabă pe cei săraci, pe cei bogați. Toți așteptau pe Mesia. Dar când Iisus le-a spus că eu sunt Mesia, l-au luat și l-au pus pe o cruce. Au zis, nu, e un nebun, e un impostor, e un mincinos. E un blestemat de Dumnezeu. Și au crezut că au încheiat lucrurile. Dumnezeu nu a zis nimica. Trei zile mai târziu a vorbit Dumnezeu însuși. Dar recitesc încă o dată versetul 22 pentru că este foarte important să înțelegi ce înseamnă să te pocăiești. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret. Nazaret este o cetate, Iisus este un om, eu sunt Beni, el era Iisus, da? Era fiul Mariei, nu că de mă pot asemăna cu el, dar numele lui este nume de om. Și textul continuă, om,
om, dar nu un om oarecare, ci un om despre care Dumnezeu a vorbit într-un mod special. Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, prin semnele, prin lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Veniți acum, în anul 30, când Domnul Iisus a început lucrarea, a ieșit din apa botezului, a fost dus de Duhul în pustie și pe urmă a început să propovăduiască, să vindece, să facă minuni. A umblat din cetate în cetate. El este cel care a mulțit pâinile, cel care a umblat pe ape, cel care a înviat morții, cel care a zis, capătă-ți vederea. El este cel care a avut puterea, pentru că Dumnezeu îl adeverea prin aceste semne, minuni și lucrări pline de putere pe care le făcea printre ei și înaintea lor. După 3 ani de zile de astfel de lucrări, Dumnezeu a zis, aștept un verdict de la voi. Și în curtea lui Pilat, întregul popor a zis, la moarte cu el. L-au huiduit, l-au batjocorit, l-au scuipat și l-au răstignit pe o cruce. Cerul s-a înfiorat, s-a întunecat, s-a cutremurat pământul. Dar Dumnezeu și-a înghițit lacrimile o vreme. În dimineața învierii, în schimb, a vorbit Dumnezeu. Ei au zis la moarte cu el, Dumnezeu a zis, e neprihănit. Și l-a înviat din morți. Când Petru a spus să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos, Mesia, unsul, pe Iisus pe care l-ați răstignit voi, s-au cutremurat în inima voastră, în inima lor, pentru că s-au pomenit față în față cu Dumnezeul cel drept. Noi am spus că este un mincinos, un hulitor de Dumnezeu și l-am răstignit și Dumnezeu Tatăl a zis, nu e adevărat, este Fiul meu, cel Sfânt. S-au pomenit, dragii mei, în fața unui Dumnezeu drept și de aceea au strigat, ce să facem? Mai este iertare pentru noi? Am cerut ca sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Țineți minte ce le-a spus Domnul Iisus. Oricine păcătuiește împotriva Fiului omului va fi iertat. Dar cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Iar acum erau în fața Tatălui, cu Duhul lui Dumnezeu lucrând în inima lor, toți cei care au spus nu și-au semnat destinul. Dar cei care au avut curajul să spună, fraților, ce să facem? Petru le răspunde, pocăiți-vă. Ce înseamnă a te pocăi? A te pocăi înseamnă a redeschide cazul Iisus, Hristos. Sunt în istorie tot felul de cazuri închise. Au fost dovezi, a fost judecată, s-au rostit sentințele, cazul s-a închis, 20 de ani n-a mai știut nimeni de ele, până când a apărut o nouă dovadă. În clipa aceea, dosarul a revenit în sala de judecată, s-au adunat în jurul ei, au pus cap la cap toate dovezile și de foarte multe ori ar trebui să rostească un nou verdict. Observați, verdictul lor a fost vinovat. Ce le spune Petru? Redeschideți cazul Iisus, luați-i dosarul, răsfăiți-l filă cu filă, uitați-vă! Dumnezeu vă dă șansa să dați un nou verdict. A te pocăi înseamnă a transforma verdictul tău, din vinovat în nevinovat, din impostor în fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă a te pocăi. Dumnezeu nu trece peste judecata ta. Acum ei nu trebuia să facă altceva decât să-și aducă aminte de toate semnele, minunile și lucrările pline de putere pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor prin Iisus. Domnul Iisus a zis, dacă nu credeți cuvintele acestea, credeți cel puțin din pricina lucrărilor pe care le fac în mijlocul vostru. Noi nu mai avem șansa aceasta, pentru că în timpul vieții noastre, Iisus n-a umblat pe ape, n-a înviat morții, n-a fost printre noi, nu-L putem pipăi cu mâinile, dar au fost martorii oculari care ne-au lăsat mărturia lor și au murit pentru ea. Atât de mult au crezut în ce au scris. Aproape toți apostolii au plătit cu viața mărturia lor. Ascultați-l doar pe Ioan. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Dragii mei, poate vei zice în fața unui tom plin de dovezi, a, e prea mult de citit. Dumnezeu nu te cheamă să răsfăiești tomuri întregi, ți-a dat o Evanghelie care o citești în 20 de minute. Dar nu-i suficient să o citești în grabă în 20 de minute, citește de 20 de ori.
Ia fiecare filă, fiecare gest, fiecare vorbă a Domnului Iisus Hristos. Și când ai terminat Evanghelia, trebuie să dai un verdict. Fii așa, fii așa. Un verdict. A te pocăi înseamnă a face ce n-ai făcut toată viața. Isaia spune în capitolul 53, noi toți rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Dacă Dumnezeu este acolo, eu mă duc exact în direcția opusă. Prin deciziile mele, prin faptele mele, prin vorbele mele, prin obiceiurile mele, prin tot ce fac. Dragii mei, nu-i foarte complicat în fața propriei mele conștiințe să accept că sunt vinovat, că merit osânda unui Dumnezeu drept. A te pocăi înseamnă a face stânga împrejur, a te întoarce cu fața spre Dumnezeu și a veni gol și descoperit, fără pretenții, a veni înaintea Lui și a cerși mila Lui. Poate ești prea mândru. Dragii mei, mândria merge înaintea căderii. Mândria te oprește să faci lucrul acesta. În ultimă instanță știi că nu te poți ajuta singur. Știi că nu-ți poți rezolva păcatele. Ai nevoie de un mântuitor. Vă deschide dosarul. Răsfoiește-l. Folosește-ți toată capacitatea intelectuală pe care o ai. Am întâlnit odată un evanghelist care stătea pe plajele din Brazilia și discuta cu oamenii. Și când oamenii se deschideau pentru Scriptură, îi aducea în Evanghelia după Ioan, știți ce mi-a spus? N-am întâlnit în toată viața mea un om cu care să fi trecut dincolo de capitolul 12 din Ioan, fără să se întoarcă la Dumnezeu. Am zis, wow! Nici nu trebuie să citești 20 de capitole. Te sfătuiesc să citești până la capăt, că acolo e moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar puneți o întrebare simplă, o întrebare pe care și-a pus-o Marele Apostol Pavel pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne? Pocăiți-vă! Și acum știi ce nu înseamnă pocăința, știi și ce înseamnă pocăința. Dar nu-i suficient. Petru le spune, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Dar asta ce să mai însemne? De ce am nevoie de botezul în numele lui Iisus Hristos? Dați-mi voie să răsfăiesc un pic mai departe Faptele Apostolilor și în capitolul 19 mă opresc într-o cetate din Imperiul Roman, în Efes. Pe când era Apollo în Corint, Pavel a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei și a ajuns în Efes. Aici a întâlnit câțiva ucenici, câțiva oameni religioși care se adunau împreună și credeau într-un fel de Dumnezeu sau în Dumnezeul evreilor. Pavel le pune o întrebare simplă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce ai răspunde la întrebarea aceasta? Să vin în dreptul tău să întreb, ai primit Duhul Sfânt când ai crezut? O am priceput că am nevoie de Hristos, de sângele Lui, ca să fiu iertat, de mijlocirea Lui de mare preot, dar la ce îmi trebuie Duhul Sfânt? Dragii mei, întrebarea nu este gratuită, este vital să răspunzi la ea. Pavel în Roman, capitolul 8, versetul 9, spune, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. A fi creștin nu înseamnă a sta în băncile unei biserici, în catastiful unei biserici, a practica ritualuri religioase, înseamnă a te deschide pentru ca Dumnezeu Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, să vină să facă din trupul tău templul Duhului Sfânt, să fii purtător de Dumnezeu, nu ca Maria care l-a purtat în pântece, ci ca unul care prin credință îl ai în inima ta ca Domn și Dumnezeu, și trăiești spre slava Lui. De aceea, încreștinarea nu este o conformare la ritualul exterior, ci este o profundă transformare, o deschidere pentru un Dumnezeu de trei ori sfânt să vină să locuiască în inima ta. Atunci când mă gândesc la Marele Apostol Pavel, în teologia lui, a crede și a te boteza este același lucru. Aici este o apă și va urma un botez și aveți 11 candidați înaintea voastră. A crede și a te boteza este unul și același lucru. Este important de reținut că Pavel leagă primirea Duhului Sfânt de credință. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut. Dar dacă aș fi un pic mai precis în context, o leagă de ascultarea credinței. Uitați-vă la secvența textului nostru. Prima întrebare, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Răspuns, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Vine următoarea întrebare. Dar cu ce botez ați fost botezați? El putea repeta prima întrebare.
Dar spune, stai puțin, ceva nu e în ordine în viața voastră. Cu ce botez ați fost botezați? I-a zis el. Dragii mei, această întrebare mă obligă să vă spun că nu orice botez e valabil în ochii lui Dumnezeu. Nu orice botez te pregătește pentru primirea Duhului Sfânt. Nu orice botez te mântuiește. Vom discuta despre lucrul acesta un pic mai târziu. Așadar, trebuie să răspunzi la întrebarea lui Pavel. Cu ce botez ai fost botezat? Ei au răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel le-a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați sau rebotezați, pentru că fusese rebotezați odată, da? Rebotezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Dragii mei, Duhul Sfânt nu s-a coborât pentru că Pavel și-a pus mâinile peste ei. Așa cum Ioan nu putea face lucrul acesta pentru ei, nici Pavel nu putea face lucrul acesta pentru ei. De aceea la Rusalii, Petru le spune, pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Ca Duhul Sfânt să se coboare, păcatele trebuie iertate. Dacă iau botezul lui Ioan și botezul în numele lui Iisus, ca ritual, probabil sunt confundabile, sunt identice, dar numai unul te pregătește pentru venirea Duhului Sfânt, botezul în numele Domnului Iisus. De ce nu era suficient botezul lui Ioan? Dacă tot respectăm tot ritualul, prin cufundare, prin stropire, prin vărsare, fiecare cu regulile lui. De ce? Pentru că botezul pocăinței îți conștientizează problema păcatului. Dacă eu nu mor împreună cu Hristos, moartea lui nu mi se atribuie mie. Dacă moartea lui nu mi se atribuie mie, păcatele mele sunt nerezolvate. Înaintea unui Dumnezeu drept trebuie să plătesc pentru ele. Ori plata sau răsplata sau, dacă vreți, consecința păcatului este moartea, despărțirea finală de Dumnezeu. Dar spuneți-mi, la ce te ajută să vin cu metode sofisticate de analiză să spun ai cancer? Domnul doctor, ce să fac? Nu știu, nu te pot ajuta. Eu am trăit astfel de experiențe. Nu. Zeci de doctori mi-au spus ce am. I-am întrebat și? Dacă vedeai la Ioan Botezătorul, îți mărturiseai păcatul. Țineți minte când au venit fariseii, le-a zis, pui de nepârci. Cine v-a făcut sau v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dacă ai fi venit la Ioan Botezătorul, ar fi zis, trebuie să crezi în Cel ce vine după mine, eu nu te pot ajuta. El este Cel care te poate ajuta. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Abia apoi se deschide cerul și se unește cu voi și veți primi darul Sfântului Duh. Dragii mei, Ioan Botezătorul n-a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul n-a fost atârnat pe lemn în locul tău și în locul meu. Întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a făcut lucrul acesta și nimeni altcineva nu putea face acest lucru. Nici îngeri, nici sfinți, nici mari învățători și întemeitori de religii. Numai Fiul lui Dumnezeu a putut ridica păcatul lumii. Pocăiți-vă, este primul lucru pe care ne-l spune Scriptura. Doi, fiecare din voi să fie botezat. Dar ce semnificație să aibă botezul? Aș lua două texte în dimineața aceasta. Pe unul îl găsiți în Romani, capitolul 6, versetele 1 la 7. Și acest text vorbește despre o realitate obiectivă care este în spatele ritualului pe care le veți vedea cu ochii voștri. Dacă n-ar exista această realitate obiectivă, tot ritualul este un nonsens. Un nonsens, nici n-are rost să-l faci. Al doilea text, în schimb, vorbește despre cei care se botează, despre aspectul subiectiv, despre ce trăiește sau ar trebui să trăiască, despre ce a mărturisit Ovidiu înaintea voastră mai înainte. Roman, capitolul 6. Pavel, la sfârșitul capitolului 5, a zis, unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult, adică lucrarea, jertfa Domnului Iisus Hristos acoperă orice păcat și toate păcatele omenirii.
Dacă așa stau lucrurile, atunci ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Ferească Dumnezeu, spune Pavel, noi care am murit față de păcat. Cum să mai trăim în păcat? Dar Pavele, când și cum am murit față de păcat? Versetul următor. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos sau în numele lui Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui. În așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit, din punctul de vedere al legii lui Dumnezeu, de drept, este izbăvit de păcat. Observați, singura soluție pe care noi o avem este ca legea lui Dumnezeu să fie împlinită în dreptul meu. Oricând Dumnezeu a spus plata păcatului este moartea, până când nu ești mort și îngropat, până atunci legea lui Dumnezeu nu se oprește să te acuze și dreptatea lui Dumnezeu trebuie să te pedepsească. Ori dacă ai murit de-a binele în trupul acesta, ți-ai pecetlui veșnicia, despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Și de aceea Dumnezeu a rânduit ca altcineva să moară în locul tău și moartea lui să ți se atribuie ție. Și Pavel vine și spune, am fost îngropați împreună cu El. Nu doar morți, ci îngropați. Piatra a fost prăvălită peste mormântul nostru. Toată lumea a zis, s-a terminat, ne-am dus acasă. Mormântarea s-a isprăvit. Am fost îngropați împreună cu El. Dar slăvit să fie Domnul, ca a treia zi am înviat împreună cu El ca să trăim o nouă viață. Ce semnifică botezul? În primul rând, o moarte. Dar vreau să vă spun, nimeni nu poate muri în locul tău. Nici nașul, nici nașa, nici părinții, nici binevoitorii, nimeni nu poate muri în locul tău. Pentru că moartea asta trebuie să fie de bunăvoie și nesilit de nimeni. Trebuie să fie conștient acceptată. Cu alte cuvinte, să fiu conștient de păcatele mele și să plătesc pentru ele. Împlinind legea lui Dumnezeu. Asta nu poate face nimeni în locul tău. Tu trebuie să faci ca om matur, ca om conștient, ca unul care a înțeles semnificația jertfei Domnului Iisus Hristos. Faptul că El și numai El îți poate rezolva problema păcatului. Deci botezul semnifică o moarte acceptată conștient, de bunăvoie, urmată de o înviere la o nouă viață. La o viață trăită pentru Dumnezeu, te-ai rupt de cele vechi. Interesant este ce spune Pavel și luați vă rog în inimă acest adevăr. Dacă este cineva în Hristos, adică dacă a murit împreună cu El și a înviat împreună cu El, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Imaginează-ți să fii cufundat în apă și să crezi realitatea obiectivă din spatele a ceea ce faci și când te ridici toate poverile tale, ca în poezia pe care ți-a auzit-o, să se prăvălească de pe umărul tău, să fie o ființă nouă, un om născut din nou, să poți spune, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și Pavel spune în versetul 11, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acesta este, deci, aspectul obiectiv din spatele ritualului pe care le veți vedea. Care este aspectul subiectiv? Ce trăiesc cei care se botează sau ce ar trebui să trăiască cei care se botează? În primul rând, botezul este o bucuroasă proclamare, cum l-ați auzit pe Ovidiu. Proclamarea păcii cu Dumnezeu, a faptului că sunt iertat, a faptului că pot rosti rugăciunea Tatăl nostru fără să mint. O pot rosti cu inima deschisă, El îmi este tată, eu îi sunt fiu. Dar pe de altă parte este și o responsabilă angajare la drumul care stă înaintea ta. Și aș vrea să le iau pe rând. 1 Petru, capitolul 3, versetele 21 și 22. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Icoana aceasta închipuitoare. Dați-mi voi să tălmăcesc lucrul acesta.
Icoana este o metaforă, este o analogie, da? Aici aveți apă. Nu o să ne treacă peste brâu, deci nu se nece nimeni când intră în ea. Și veți vedea un lucru simplu. Cei botezați vor fi cufundați în ea și pe urmă vor fi scoși de acolo. N-am să-i țin 10 minute, dacă i-a țin 10 minute, ar muri. Dar o să învieze împreună cu Hristos. Este doar o icoană închipuitoare. Dar ascultați ce spune textul. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi acum, și anume botezul. Și pe urmă ne spune ce nu-i botezul și ce este botezul. Și textul continuă. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cu alte cuvinte, să nu cumva să ai impresia că venind cu păcatele tale este moi în apă, apa îți va spăla păcatele. Nu, cu ele intri, cu ele ieși. Obișnuiesc să spun, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu alte cuvinte, icoana aceasta închipuitoare nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Deci, ce nu-i botezul? Nu mă botez ca să-mi rezolv păcatele, nu mă botez să-L mulțumesc pe Dumnezeu, nu mă botez ca să am pace cu Dumnezeu, nu, nu. Dar ce este botezul? Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Acum, astăzi, dacă n-ați experimentat lucrul acesta, sigur vă veți întâlni cu așa ceva. Vine cineva în fața voastră și vă spune, suntem câțiva acolo sau sunteți câțiva acolo, și vă spune, închideți-vă ochii, închidem ochii, și întindeți mâna dreaptă, îmi întind mâna dreaptă. Și pe urmă mi se spune, eu nu știu, mai știu, îl văd pe cel, mi-am închis ochii, zice, mâna mea este caldă, mâna mea este caldă, mâna mea este caldă, mâna mea este caldă. Ce simțiți? Mâna mea este caldă. Mâna mea este caldă. Wow! Dați-mi voie să vă duc pe un alt plan. Duceți-vă în fața oglinzii și spuneți-i, cugetul meu este curat, cugetul meu este curat, cugetul meu este curat. După care ieșiți din cameră și ziceți, cugetul meu este curat, cugetul meu este curat. Tu poți să te autosugestionezi, să spui ce vrei. Problema este că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu tu trebuie să simți că ți-ai curat cugetul sau să spui că ți-ai curat cugetul. Dumnezeu trebuie să spună lucrul acesta. Și din câte știu, în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Totul este gol și descoperit înaintea Lui. El este lumină, în El nu este întuneric. Deci poți să spui tu ce vrei. Întrebarea este ce spune Dumnezeu despre tine. Acum, eu nădăjduiesc, Ovidiule, să intri râzând și bucurându-te. Dar poate vă veți întreba, omul ăsta și-o fi spus înaintea oglinzii, cugetul meu este curat, cugetul meu este curat. Nu. Ascultați încă o dată textul. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Când Dumnezeu a zis despre Iisus că e neprihănit, că e Fiul Lui, că e mielul lui Dumnezeu, dragii mei, învierea lui Hristos este mărturia lui Dumnezeu și El nu e om ca să mintă, nici un fiu al lui ca să-i pară rău. Că sângele lui Hristos a fost primit în locul păcatelor tale, păcatele tale sunt plătite, ușa e deschisă și poți veni acasă, tata te așteaptă cu brațele deschise. Observați, cugetul meu nu este curat pentru că eu mi-am zis că îmi este curat cugetul, ci pentru că în istorie există o realitate obiectivă care nu poate fi negată. Învierea lui Hristos. Țineți minte pe Frank Morrison, am amintit de jurnalistul american care a zis, învierea este cheia creștinismului, ia să dovedesc că e o minciună. Și a scris o carte în care primul capitol este intitulat Cartea care a refuzat să fie scrisă. Și titlul cărții este Who Moved the Stone? Cine a prăvălit piatra? Dragii mei, cei care l-au văzut pe Hristos înviat din morți, 40 de zile s-au învârtit în jurul lui, l-au pipăit, l-au văzut mâncând un fagură de miere, l-au primit că a înviat și crezut că a înviat și au murit pentru mărturia lor. Atât de convinși erau de lucrul acesta. Deci cugetul meu este curat pentru că există o realitate obiectivă.
învierea lui Hristos din morți. Dumnezeu i-a acceptat jertfa și eu sunt iertat, neprihănit. Hristos Domnul nostru, spune Romani, capitolul 4, versetele 24-25, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. El n-a murit pentru păcatele lui, ci pentru ale tale și ale mele. Dar ascultați ce urmează. A înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Mai întâi a fost neprihănirea noastră, apoi a fost învierea lui. Învierea lui este ca o pecete pe faptul că Dumnezeu m-a iertat. Cum să nu cred? Cum să nu mă bucur de lucrul acesta? Ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Ce este botezul? Este expresia liniștii inimii mele că Tata m-a primit acasă. Ca fiul risipitor, în zdremțele de la porci mă pot întoarce, îmi pune inel în deget, îmi dă jos zdremțele, mă îmbracă cu haină de nuntă și taie vițelul cel gras. Botezul este bucuria aceasta, proclamarea aceasta, păcii mele cu Dumnezeu. Romani, capitolul 5, primele două versete. Deci, fiindcă suntem socotiți drepți sau neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm harul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, nimeni nu se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu, ci se botează pentru că are pace cu Dumnezeu. Și această pace cu Dumnezeu o proclam cu bucurie din pricina învierii Domnului Iisus Hristos. Dar botezul nu este un sfârșit de drum, ci este un început de drum. Și de aceea cei care se botează mai trebuie să țină minte un lucru. Drumul e lung, trece printre spini, păcatul e peste tot, diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Și de aceea, prin botez, eu intru în mijlocul trupului lui Hristos al bisericii ca să alergăm împreună, să luptăm împreună. Oricine se izolează, piere. Botezul este deci și o angajare la ducerea mântuirii până la capăt. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum, adică în timpul vieții voastre pământești pe voi acum, și anume botezul. Uitați-vă la imaginea din fața voastră. Din câte înțeleg eu Biblia, mântuirea este un proces. Trebuie să intri pe o poartă, să alergi pe cale, să ajungi la o țintă. Și Scriptura spune că acolo la țintă se numără bobocii. Cu alte cuvinte, primești mântuirea ca sfârșit al credinței tale, ca țintă a credinței tale. Botezul este o icoană închipuitoare și ea închipuie, dacă citesc contextul cu atenție, închipuie mijlocul acela prin care sunt mântuit din fața revărsării lui Dumnezeu. Ca să mă ajute să înțeleg, Petru vorbește despre potop. Din pricina nelegiuirii, Dumnezeu a trebuit să potopească pământul. Apele acelea au fost semnul revărsării mâniei lui Dumnezeu, dar a existat o corabie în care au intrat 8 suflete și Dumnezeu prin corabia aceea i-a luat și așezat pe muntele Ararat. I-a mântuit din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Botezul închipuiește mijlocul acela al mântuirii, dar în plan spiritual, corabia care ne mântuiește este Domnul Iisus Hristos. Este acel miel al lui Dumnezeu, acel fiu al lui Dumnezeu, care s-a angajat să poarte păcatele noastre. Dacă botezul închipuie corabia și corabia pe Domnul Iisus, pe Hristos, n-am spus Iisus Hristos, ci Hristos. Vreau să vă spun, Hristos are două aspecte care trebuie să le înțelegi. În primul rând este Hristos capul, după care este Hristos trupul. Credința mă leagă de Hristos capul. Botezul mă leagă de Hristos trupul, de biserica lui. Dacă vrei mântuirea, ai nevoie și de un aspect și de altul. Hristos este nu doar ușa, este și calea pe care trebuie să umbli. Și acolo nu poți umbla singur, ai nevoie de frații tăi. Petru le spune celor care au fost născuți din nou prin învierea lui Hristos din morți, în ea, în nădejdea mântuirii voastre, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Credința te aduce în acest spațiu mântuitor, care este biserica,
Iar Pavel în Evrei ne spune, luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi, așa arată drumul nostru după botez, alergarea noastră în viața creștină, nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Dar ce să facem? Nu vă izolați, nu vă înstrăinați unii de alții. Le-am spus, sunteți frați de cruce, frați de botez, întrebați-vă de sănătate, stați aproape unii de alții. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, adică vom beneficia de domnie împreună cu Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, câte vreme se zice astăzi. Ce este botezul? Ce semnifică el? Botezul este actul ascultării mele de Dumnezeu, prin care mă angajez în mod conștient, în mod solemn, alături de frații mei, să-mi duc mântuirea până la capăt. Botezul este actul ascultării mele de Dumnezeu, prin care mă angajez alături de frații mei, să-mi duc mântuirea până la capăt. Dați-mi voie să deschid o altă evanghelie pentru a încheia cu aceste cuvinte. În Matei, capitolul 28, Domnul Iisus Hristos a lăsat bisericii aceste cuvinte ca ultimele lui dorințe. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, adică Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Amin. Dacă ați auzit textul, probabil că sunteți obosiți, zice, botezându-i în, nu în apă, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar ce-o fi numele Tatălui? Dragii mei, Dumnezeu este nevăzut. Tot ce știm despre El este ceea ce ne-a descoperit El. Și ne-a descoperit El este în primul rând în Scripturi. Și în conștiința noastră și în jurul nostru, dar în primul rând în Scripturi. Cu alte cuvinte, a cufunda pe cineva în numele Tatălui, a Fiului, asta înseamnă a boteza. A cufunda în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh înseamnă a lua Scriptura ca baptistier. A, dar lucrul acesta nu se întâmplă printr-un simplu act. Lucrul acesta este un proces de o viață. Domnul Iisus a spus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar de unde să mă informez cu privire la cine sunt ei, Dumnezeu Tatăl și Fiul? Scriptura ne-a fost lăsată pentru aceasta. Deci, observați, este o angajare botezul la un proces de o viață, la procesul cunoașterii lui Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul lui Dumnezeu în același chip cu a Fiului lui Dumnezeu. Și ăsta este un proces de viață, procesul sfințirii. Dacă baptistierul este Scriptura, atunci botezul este procesul care va dura o viață întreagă. Și pentru asta e nevoie și de al treilea lucru din textul care l-am citit. Unu, pocăiți-vă. Le-a zis Petru. Și știți ce înseamnă lucrul acesta? Doi, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus spre iertarea păcatelor. Și ați înțeles importanța și semnificația acestui lucru. Dar apoi mai urmează și al treilea lucru. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dacă Scriptura e baptistierul, eu nu pot să-mi explic un fenomen decât în lumina Scripturii. Stau de vorbă cu tot felul de oameni. Dragii mei, ceea ce mă surprinde este că întâlnesc oameni care au doctorate reluate în diverse domenii ale științei. În momentul în care vin în fața Scripturii, sunt analfabeți. Parcă nu știu citi, parcă nu pricep nimica. Scriptura îmi spune de ce e așa. Pentru că aceste lucruri, spune, trebuie judecate duhovnicește. Cu alte cuvinte, firea ta pământească, știința pe care ai acumulat-o, diplomele care le ai, nu sunt suficiente. E nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să-ți descuie mintea, să prindă lumina, să stălmăcească Scripturile. Poate că acum înțeleg de ce spune Pavel, cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui.
Fără Duhul lui Hristos, n-am cum să-L cunosc pe Tatăl și pe Fiul, n-am cum să gust viața veșnică. Poate că lumea îmi spune că sunt nebun, dar eu încep să văd în Scriptură ce n-am văzut niciodată. Pentru că Duhul lui Dumnezeu îmi descuie mintea. Dar nu doar aici se întâmplă lucrurile, ci încep să se întâmple lucrurile și aici. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu îmi dă puterea să trăiesc și să împlinesc ceea ce mi-a descoperit din Scripturi. Și încetişor, acel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, începe să vadă nevastră mea, copiii mei, vecinii mei, șefii mei, angajații mei, toată lumea începe să vadă că ceva s-a întâmplat cu mine. Bă, dar nu te-ai pocăit. Nu, m-a schimbat Hristos după ce m-am pocăit. Există un proces al transformării noastre și numai Duhul lui Dumnezeu poate face lucrul acesta. Botezul are, în primul rând, o realitate obiectivă în spatele lui. Dacă n-ar exista această realitate obiectivă, lucrarea lui Hristos, dragii mei, tot ce veți vedea astăzi este un nonsens. Pe de altă parte, în baza acestei realități obiective, botezul este o trăire subiectivă, plină de bucurie și o angajare solemnă la drumul care stă înaintea noastră. Dați-mi voie să închei pentru toți cei care au îndrăznit să zică: fraților, ce să facem? Haideți să le spunem cu toții în cor. Unu, pocăiți-vă. Doi, fiecare din voi să fie botezat, nu cu orice botez, în numele lui Iisus Hristos, pe iertarea păcatelor. Și trei, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Amin? Fă, Doamne, lucrul acesta pentru oricine din sală care încă n-a făcut acest pas, care n-are în inima lui pe Duhul lui Hristos. Pentru că fără El poți fi baptist sau pentecostal sau ortodox sau catolic, dar n-ai nimic a face cu Dumnezeu. Doamne ajută! Amin!